Salut încă o dată. Hai că am ajuns în Guatape, în oraș. Și luăm o barcă acum să ne plimbăm puțin pe acest lac despre care v-am spus că e făcut de mâna omului. Este un lac artificial, nu e natural. Mergem să ne dăm un barcă. Și ne luăm o barcă doar noi. Noi doi și Cătălin, echipa fantastică. Și o să facem un tur așa scurt pe aici pe apă. Am găsit, Cătălin de fapt a găsit o barcă, ne costă 30.000 de pesos pentru o jumătate de oră, da. Avem și scări super marfă aici, a? Scări originale, adevărate. Tengo muchas deudas, me considero que vamos a entrar algo. Okay. ¿Cómo lo conduces? Los otros, ya, ya lo has conducido. Sí, sí, pero me pones este modo. Esto es para. Okay. Mira. Acelerador. Ok. Reversa. Ok. Primera. Ok. Da, para allá, velocidad. Si tú quieres ir para allá, es todo lo contrario, hacia allá. Ok. Si quieres ir para allá, hacia allá. Ok. Si quieres ir hacia. Neutra. Acum face un pic de instantaj. Își ia carnetul pe barcă, Cătălin, acum. E la traseu, Cătălin. I-a zis, da, e în față, da, e în spate, oricum vă necați, așa că... Noi am mers, dar noi avem de aia cu volan. Da, a fost mult mai simplu la noi. Era mare, era de trei ori cât asta. Nu era chiar de 3 ori, parte, dar... Nu, că avea, era și înalt, avea... Da. Era pentru mare, oricum era altceva. Cum, da. Nu se compara. O să vă las, o să vă las video pe aici pe undeva, cel din Zakynthos, de unde am închiriat o barcă cu Alina și ne-am plimbat toată ziua. Bine! A să vedeți și voi ce înseamnă, frate. Talentul lui, mă. Să ai talent, să ai șto. Auzi. Zile oamenilor că asta este un lac pe care, în lacul în care mor cei mai mulți oameni în Columbia care se duc să înoate. Pentru că lacul ăsta este extrem de adânc și are foarte multe, cum să le spun, mă? Sunt chestii de alea, nu alge, ca o fel de liane, chestii de astea care sunt. Știi, plante din astea. Plus că sunt niște curenți super dubioși în lacul ăsta. Deci aici, când am venit prima oară în 2017, muriseră numai atunci, în unele ani când a venit undeva la vreo 5 persoane. Wow! Noi știam, ce citisem, că acest lac este făcut de mâna omului, era artificial, da. Și e imens, adică de piatra acolo. Ahoy, captain! Ahoy, ahoy! Oh, ia ușor, mă! Vezi că ia pe mică aici și facem plici. Ne-am aventurat, am zis că dacă putem să ieșim... Nicolo, așa, dar nu. Nu e a bună. Dar am văzut că cumva sunt niște canale care duc, sunt o grămadă de insulite așa, cu case, cu vile, cu... Așa e, da. Alina e șefa, șefa la 360. E, știi cum e, când nu merg de mine, știi, ca atunci pe insula aia micuță, e de echipamente. Că e frumos pentru 30.000. 30.000 să avem barca noastră o jumătate de oră. Da, adică 40 de lei. 40 de lei. E foarte bine. Uite, acolo e un băiat cu schijetul. Uite și altă barcă. Dar în mod normal aici, așa am văzut la alții în vloguri, sunt multe bărci pe apă, e plin. Mod normal, da, asta este atracția numărul 1 pentru toți care vin în Medellin și toți turiștii care vor să facă din astea day trip-uri, în principiu ăsta e, după care mai e Santa Fe, mai e un loc, mai e Jardin, mai e Jericho, dar ăsta este numărul 1, adică dacă vii pe non-pandemie într-o zi de sâmbătă aici, te omori. E plin. Și acolo a fost bine când am urcat. La piatra a fost foarte ok. La piatra a fost foarte ok. Și acolo am văzut că erau oamenii în mod normal închisuiți, nu puteai să urci. Așa că există și avantaje când călătorești pe pandemie.
Ia zi, Alina, mai sunt și eu romantic? Mereu ai fost romantic. Dar n-am vrut eu să recunosc. Deci, atenție! Barcă pe lac. Capitan, care face doar ca să ne fie nouă bine. Știe ștoul lui backpack. Și face și calea cu până de mână, adică backpack e ias, are 7 ani. Tokyo Drift. Caută aici. Ma! Ce vorbești, mă? Da. Fiță! Din păcate, asta are doar 6 cai. Asta este cea mai mare capacitate, cea mai mare putere pe care am dus-o, poți să te duci, adică barca cu cea mai mare putere. Alea de la 10 cai în sus îți trebuie un boss care să aibă grijă și ăla e bossul boss. Eu sunt bossul pe de-astea mici. Trebuie un boss mare pe de la aia mai mare. Bine, și acum mai e o problemă, că sunt și eu în barcă și mai e greu cu întoarcerile pe loc. E o barcă cu greutate asta, cred. N-am luat orice barcă. Gata cu barca. Vorbeam cu Cătălin că în mod normal aici e foarte multă lume, dar și acest lucru, acest loc. Locul ăsta nu există nou. Aici. Deci tot ce vedeți aici, toată partea asta, faleza asta construită, care practic e o faleză cumva suspendată, că e ridicată, nu exista nici în 2017, nu exista nici în 2018, în 2019 nu a fost. Deci am călcat asta e a 6-a oară. Deci am fost până înainte să venit acum, am fost de 5 ori. Deci asta e a 6-a oară. Și nu era, frate, a venit cu Valentina, de exemplu, semnul ăsta Guatape, de aici, nu exista. Aha, ăsta nu era. Uite, o să mergem puțin. Drumul se termina aici, deci faleza era exact până la bara asta, aici, să știi? A, și aici era pământ, era... Mâl de ăla, știi, înțelegi, și coborai prin mâl de ăla, prin noroi, și ăștia au zis, hai să facem frumos, și au reușit să facă... Da, atenție, asta cred că a fost construită pe timp de pandemie, pentru că eu repet, când am venit cu Vale ultima oară în 2000, am fost în 2019 cu băieții în tur. Și tot nu era? Cu Marian Borcea, acolo. Nu era asta. Mamă, deci e chiar zic super nou. Pe timp de pandemie au făcut toate chestia asta în vreun an de zile, vă zic eu. Păi uite Cătăline, are țipla pe aia. Exact, are țipla pe aia. Deci asta e foarte mișto, că sunt convins că noaptea e lumina pe aici asta. Da, da, clar. Cred? Și nu exista. Pentru că Guatape, așa cum v-am spus, fiind o atracție super mare aici, frate, deci toată lumea din Medellin, toți dau fuga. Prețurile la cazări sunt enorme, deci enorme aici, dacă vrei să iei în weekend sau cel puțin post-pandemie. Acum cum stau lucrurile, nu pot să vă spun. Da, noi am avut noroc că noi am venit, ne-am uitat, mamă, ce frumos e, și ne-a zis șeful, stați că nu a fost chiar așa. Da. Dar uite că au băgat, că e până încolo. Da, frate, au muncit o grămadă la asta. Și scările astea bănuiesc, adică s-a făcut tot. Nu era, deci repet, tot ce era de la balustrada asta aici în jos, era, hai să urcăm, era strada, proiectul, da. Nu știu de când e, uite, de exemplu, nici oaia asta sau ce nu era aici, ce? No, fă-i mă, să mă ceați grasez. Ia vă rog, băi, să nu te gătești. Aha, dar ea, reprezintă ceva, ce spune acolo? Aparna. Uite că scrie ceva.
Și cum tu știi columbienească? 100 de ani, nu știu ce, a fost o chestie din asta, cred că a fost ceva, o aniversare. Cum a fost la noi, 100 de ani de la Unire, așa au fost și aici ceva și în cinstea sărbătorii. Au făcut-o pe doamna Oaie. Nu, e acolo, da, gata, uitasem unde, nu mai știam unde e basul, mai acolo, că plecăm de-a mea. Așa, în mod normal în Guatape, când vii, vii pentru casele colorate, da. Vii pentru mâncare. Am auzit că mâncarea este foarte bună, vii pentru acea stâncă de acolo și pentru acest lac artificial. Deci dacă vrei să veniți pe aici, atât aveți de făcut. Eu cred că în două zile, dacă e să stai așa pe chill, acoperi tot pe aici. Ca să te relaxezi. Da, frate, nu, să vii să dormi aici, știi? Da. Să vii să dormi în timpul săptămânii, genul luni. Asta este Piața Centrală, un fel de Plața de Armas. Da, dar să știi că arată drăguț aici. Da, frate, e un oraș colonial, printre cele mai vechi de aici, din partea asta a Columbiei. Extrem de cunoscute. Dacă vreți să mergeți, de exemplu, că voi mai stați. Să te duci să vezi orașe coloniale, cauți în zona aia Santander, ai Pariciara, lângă Bogota, bine, cumva plecând din Bogota, ai Via de Leyva, ai multe orășele de genul ăsta. Ăsta e cel mai, din toate pe care le-am văzut eu până acum, e cel mai turistic, dar e și cel mai drăguț. Da, nu știu. Uite aici, în parc, acea scenă pe unde sigur se ține evenimente, se vine să cântă. Acestea sunt casele astea frumos colorate. Cel mai multe dintre ele sunt hoteluri sau hosteluri. Vezi că e polei? Da. Și atracția principală aici sunt aceste străduțe așa cu, aha, da, cu case pe stânga și dreapta. O să mergem acum la care e străduța. Deci e o străduță. E una de la care a început totul. A fost doar aia colorată și cum au decis să facă tot satul în aceeași direcție artistică. Da. Deci aici și tuc-tucurile sunt mai colorate. Da, aici arată mișto. Aici arată cu, seamănă cumva cu ce am văzut pe la tine prin vlogurile din Peru. Am văzut și stres de genul ăsta. Da, pentru că este colonial și are același stil de... Aș spune clar că e mult mai frumos aici, este mult mai drăguț, de exemplu, decât în Cusco. Unde am mai văzut zone de genul ăsta și sunt convins că băieții care au fost în tur cu mine știu, în aia, zona cafeteră, în partea aia, Salento, Quindío, Finlandia, acolo la fel e. Dar ăsta e super turistic, deci în mod normal, acum, fără niciun fel de exagerare, este imposibil să te miști pe aici. Nu ai cum să te miști. În mod normal, da. Da, e full, mai ales dacă am într-o zi de sâmbătă și ai prins ceva de genul o sărbătoare, la ei se numește Puente Festivo, când dau liber. E o sărbătoare vineri și le dă liber de joi și au de joi până luni. N-ai cum să vin cu Guatape, e imposibil. Am cel mai șmecher ghid de pe planetă. Asta înseamnă să fii norocos, deci călătorești și pe timp de pandemie, când este liber. Ai și cel mai șmecher ghid. Cel mai șmecher gay ghid. A, uite. Asta e. Da, super. De aici a plecat totul, din zona asta? Asta este străduța cu umbrăluțele și o să urcăm frumos pe acolo și intrăm în inima orașului pe exact pe acolo. Da, e foarte tare, arată foarte, foarte bine. Chestia asta cu umbrelele am mai văzut-o așa, știi? Da, frate, e lucruri, Grecia, dar arată frumos, ce să mă... Arată frumos. Și aici arată și mai frumos, pentru că sunt casele astea colorate. Să te fac și o poză. Super, super bine. Și Alina, bagă poze, fă frumos. Eu am echipa aici, pac, Alina, pe poze. Cătălin explică. Casă, sunt șef. Asta e Piața punctul 0. Punctul 0 din Guadape. Uite, și cu aici seamănă puțin cu scările din Comuna 13. Acolo poți să explică pe treptele de acolo și a făcut poză domnul Marian Borcea. Aha. De treptele, nu deci, mai știu care. Domnul Marian Borcea s-a pozat acolo. Domnul Marian, da, acolo. Păi, salut, Marian! Aici am băut cafeluță frumos, mă duc aminte că am văzut asta aici. Vezi? Ți-a trăit amintiri locul ăsta. Da, nu, arată superb, superb. Micuț, așa. Hop, cu copii care se joacă, magazinașe. Foarte tare. Domnul care cântă la chitară. Stai, că Alina se bagă la fotbal, nu?
odată o vezi cum o apucă. Și sunt tot felul de magazine cu suveniruri, cu icoane. Suveniruri foarte scumpe, overpriced, și cu oameni care vor să-ți vândă toate prostiile așa din spate, care vor să-ți cânte pe niște prețuri din alea foarte mari. Evident, ca orice turist, ca orice loc din ăsta super turistic, mai ales în America de Sud, e și schema. Adică faza este că dacă vrei să găsești, ce vreau să zic, locul ăsta este turistic făcut așa. Oamenii care locuiesc aici nu mai sunt oamenii care respectă neapărat tradițiile, care au luat tot locul și l-au făcut așa pentru că se vede frumos. Dacă vrei să vezi cum trăiesc oamenii din statele coloniale și care respectă acele tradiții, ești în zona turistică. Dacă zici Guatapé, oricărei persoane care a fost în Colombia, nu se zic, a, da, mamă, ce mișto e Colorado. Dar e și schema, adică e frumos, măcar aici față de alte locuri pe care le-am văzut până acum, bă, e curat. Asta e important. E curat, dar și ce e interesant, uite, până acum n-a venit să tragă nimeni de mine. Dacă ar fi să comparăm cu Cartagena. Nu, frate, Cartagena este o sărăcie în care sunt toți săraci. Ăștia aici mai sunt obișnuiți cu turiști, mai știu și că nu le place turistului, că turistului nu-i place să fie frecat în continuu, să le nebunești la cap. Aia te agresau, acolo te agresau. Aici e ok. Ăsta a venit și a venit în spatele nostru gândul că poate iese ceva. Cântă și o chitară, cântă la o melodie, mai așa. Dar nu merge. Că noi dacă avem ne punem muzică pe telefon. Da. Și aici unde duce treaba asta? Aici urcăm și mergem practic în oraș. Ah, ok. Și facem, dacă face asta, ajungem către piața principală, că orașul e cu așa în jos, urcat. Nu vine în zile de duminică, sâmbătă. Am urcat și aici deja avem baruri. Avem baruri frumos. Deja avem măcelării pe aici. Aha. S-au împuținat magazinele de suveniruri, s-au mulțit barurile aici. Aici la fel. De mâncat și de băut. Chiar și așa trebuie și noi să mâncăm undeva. Ăsta e un bar mexican, Vigia. Aha. Localul. Tare. Ideea e că trebuie să găsim noi undeva unde să mâncăm. Dar mai dăm așa. Mai dăm o tură pe aici. Ne continuăm plimbarea. Aici la fel, suveniruri. Uite, aici e un bar local, așa, foarte, foarte tare. Mese de biliard. Am văzut că aici e nebunie cu mese de biliard. Da, dar în principiu pentru oamenii care sunt în vârstă. Locurile de genul ăsta, așa, vin foarte mulți oameni care sunt în vârstă. Da? În momentul în care au scăpat, nu știu, după amiază, vin și pur și simplu stau și joacă biliard. Asta fac. Și joacă cărți. Deci asta se face aici, alăși de la ora 8 dimineața, au venit la biliar și la cărți. Ne băgăm și noi, dacă prindem pe unii, ne băgăm să luăm banii. Macau, mă, știu ce joace Macau. Macau, aia, pe echipă, să le zici. Pe dărmălău pe ciupitele aia și trimogodina cu zupă pregătivă. Astea sunt jocuri super tari. Uitați, aici la fel. Tot așa. O stradă micuță, case colorate, cu o cofetărie, oameni care stau la masă, tot în jurul parcului. De fapt, ca un centru din orice orășel micuț, da, care se respectă. Am găsit un loc. Intrăm și noi să vedem ce e aici. Cred că este ceva cu specific mexican. Să vedem ce ne oferă. Dacă tot am avut ghinion de n-am ajuns în Mexic, acum suntem la restaurant mexican. Exact. Aici mă, nu se duc. Doar hai cu suntem în Mexic. Suntem și noi, nu? Și noi suntem în Mexic, da. Ținând cont că suntem pe centru aici, prețurile nu sunt mari. Comparativ cu San Andres, unde pentru o gură de mâncărică îți lau de 3 ori mai mult. Aici avem, după cum vedeți, supa mexicană 15-15.000, asta înseamnă undeva la vreo 17 lei. Avem aici quesadilla de pollo, 18.900, vreo 22-23 de lei. E ok, fiind pe centru vechi, cum s-ar spune, e bine.
Așa arată supa mexicană și aici arată bine, este mare. Și mi-am luat și nu știu, quesadilla sau ce mi-am luat. O să mă cam lupt cu ele, dar acum e. După atâtea scări. Eu sunt curios să văd dacă le aduc măcar în același timp, frate, și de multe ori nu aduc. Aduc la un mâncare, o păcare peste 20 minute, dar chiar sunt curios să văd. Deci că aici am stat de 34 de minute, am comandat. Ăștia, nu știu cum, deci că țările astea de lumea a 14-a trăiesc așa cum trăiesc din cauza asta. Uitați-vă că suntem doar noi în restaurant, nu mai e nimeni. Literal nu mai e nicio persoană. Și ăștia au stat 34 de minute ca să aducă trei chestii. Nu știu ce făceau dacă erau trei mese. Dacă erau trei mese, închideau. Uite, ăsta vine acum cu un sos, frate. Îi vine de la bucătărie cu un sos pe care să-l pun aici. Mi-a fost, tu știi pe care l-a să-l fac? Zici, dar vină și tu cu metre, cu restul. A adus sosul, acum a adus sarea. Mi-a adus niște pizza. A, sare aici, da. Mai adu. Mi-a luat niște fajitas de alea. Mi-au ce pe rând. Una. În mall am fost acum, nu știu, o săptămână. Și pentru două porții de ceva aripioare de la KFC, am stat 40 de minute și nu aveam pe nimeni în față. Așa funcționează lucrurile aici, de la încet la foarte încet. Dar că, doar că aici nimeni nu are nimic împotrivă, asta mi se pare ciudat. Adică câtă răbdare poate să aibă oamenii ăștia, nu le pasă, adică poate să vină și după două ore. Important e că vine. Da, așa că Noi venim dintr-o altă lume. A primit și Alina burgerul, Cătălin încă nimic. Ce-ai boss, că stau în spate. Am luat un burger clasic, așa, cu cartofi prăjiți. Că astăzi am făcut efort și am voie. Da. Deci ăștia, cum să vă zic, ăștia să-mi luați pe surprindere și nu știu că e restaurant, frate. Oamenii din spate, că bă, voi tu nu vrea unii hamburgeri. Bă, nu, ce vezi? Mamă, restaurant aici, frate, stai că nu știu cum să-l facem. Caută pe Google, s-a uitat pe canalul lui Marian Borcea, care era la prietenul, cum îmi place să mănânc la ăștia, știi? Da, da, și a văzut aia așa, că facem acum ceva bun. Deci da. Au trecut 40 de minute? Acum suntem, stai că vedem, ca să nu fi exagerat. Da. Acum suntem la 40 de minute de la proasta decizie, care a fost a mea. Eu am zis să intrăm aici, că am văzut bă, arăta bine, am văzut că aveam niște aripioare ca lumea. Niște chestii, nici să intrăm. Acum asumă, stai până la coadă. 40 de minute și nu e nimeni, mă. Deci mi se pare ireală chestia asta. Dacă mai intrau două persoane, mai ziceam și eu, frate. Nu e nimeni. Ce să zic? Hai. Ăștia, îi spuneam lui Cezar că în Columbia, problema principală, deci când vorbești cu cineva, vă dau un exemplu. Au venit niște prieteni ale Valentinei acum vreo săptămână pe la noi. Și au zis că vin la 4. Vă las acum 10 secunde, nu se zic nimica. Sau cât vorbesc eu acum, voi încerca să vă gândiți că n-au venit fetele alea, așa, din capul vostru. Le-a zis, mă, hai să ne vedem la 4 și când crezi voi că au venit alea la noi acasă? V-ați gândit, da? La 10, frate. Le-a scris Valentina la 9:30 și a zis, bă, voi vreți să mai veniți acolo? Ala că suntem, mergem acum, la 10, boss, 6 ore. Și spuneam acesta că problema nu e că oamenii întârzie. Problema este că lor li se pare super normal. Adică dacă eu plănuiesc să mă duc undeva la ora 4, și zilul Valentina la 4 fără un sfert, hai să plecăm să ajungem la 4, ea se supără pe mine că o grăbesc. Și eu zic, stai, m-am spus că suntem la 4. Păi da, dar de ce? Că nu e ca și cum. Nu e ca și cum, eu nu știu ce întâlnesc. Și eu zic, bă, ai spus că ne vedem la 4 cu oamenii la mult, hai să încercăm să fie la 4, mi se pare normal. Nu, lasă că poate să fie 4:30, 4:40. Acum, opusul sfertului academic este ceasul columbian. Așa este. Stai să ne povestesc o chestie. Valentina are un muțunac micuț din ăsta, pe care nu l-am uitat la San Andres, să uităm în San Andres. Și a vrut cu proprietarea de acolo, găgica aia bună pe care a filmat-o și a zis, păi dacă poți să-mi trimiți și mie, fata face la ți-l trimis și Valentina face, bă, stai puțin să văd dacă e cineva pe niște prietenii dacă e San Andres. Ia frumos fata telefonul și pune pe Instagram, e careva în San Andres, îi scriu două prietene de-ale ei. Bună, nu știu ce, Valentina merge noi pe data X. Ah, foarte bine. Ajung alea acolo, trec vreo 3 zile, nu răspund Valentina, după care răspund, zice, dă-ne adresa. Valentina le dă adresa, să faceți o idee, noi stăteam aici, centrul orașului e aici. Fetele erau aici, am vrut cu proprietarea să aducă muțunac ăla, frate, în centru, la magazinul ei, că tip avea și un magazin. Când ai dat și potle, ideau iene la ce potle? Si. A, sunt ale lui. A, sunt de el, a.
Primeira pergunta, normalmente aqui se são, se é Genoa, em quanto tempo se demora a comida? De 2 horas ou como? Não, não, não. Já ali, o que faz que a fajita é mista, a preparação é mais extensa. Ah, ok. Porque okay. Primeiro carne de res, carne de pollo, pimentão, para salsear. Ah, ok. Já la, la, ok, ok, ok. Până la taia pe cipote, deci până... Nu, da, nu, mi-a zis că e greu de făcut aia și că e mai complicat. Deci eu am cerut specialitatea casei, înțelegi? Ce au ei aici? O să e vina ta. Trademark, da? Așa. Vorbește Valentina cu fetele, le dă adresa, ale ajung seara acasă și zic, Valentina, toată ziua am mers după alele tale, că nu există adresa, că nu știu ce, că până la mea. Luăm audio pe care ne-au dat fetele și trimitem tipe care era proprietara casei în care am stat noi și care i-a dus Valentina Muțunache. S-a enervat aia, frate, că-s mincinoase, că am fost acolo toată ziua, că nu știu ce. Ale au mințit, frate. Deci, ele au spus Valentinei, i-au zis, bă, te ajutăm. Și ale au mințit, formă, le-a fost lene, zic nu, eu. Nu m-a avut chef, nu m-au stat la plajă ca niște... Numai, ca să nu mai zic, s-au îmbătat acolo ca niște vaci și pe mine n-au vrut să se ducă, dar vreau să-i spună foarte clar, bă, nu mai vreau să-ți iau aia că mi-e lene, sunt obosită, nu mai am timp, nu mai am chef. Nu, frate. Când am ajuns în Brazilia pentru prima oară, Brazilia mi-a zis așa, los colombianos nunca cumplen. Ce înseamnă asta? Că vorbesc, că fac ceva și treaba nu se întâmplă niciodată. Aha, deci sunt recunoscuți da, pe aici în America așa de Sud. Așa mi-a zis mie în Brazilia când am ajuns după ce trecusem din Columbia, colombienii sunt cunoscuți. Că sunt, că nu, deci nu respectă. Și v-am spus ce mă, stai că vine mâncare. Gata, v-am zis tot, v-am aruncat tot hate-ul, gata. Ia uite, fierbe, mă, stai mă că ți-a luat figuri mă, păi stai mă puțin. Ia uite. Mamă. Și a spălat rușinea, boss. Da, n-am zis, că arată bine. Arată bine, arată bine. Să le mărico. Mamă, câte sunt mă? Păi nu știu care e... Doar unul e al meu, nu? Este puțin. De-ale trei goezo e numplată pe chelie. Ah, ok, ok. Unul e al meu. Ah, ăsta e al tău care mănânci cu alea. Ah, ok. Asta e. Am să vezi, deci... Mi-am luat aici, astea sunt fajitas cu... Ăsta e lomo, e carne de vită, cred. Da? Dar se vede bine. Da. A stat 45 de minute să vină mâncarea. Da. Știi, 50 total, dar e bine, mă. E bine. Da, dacă veniți aici, cereți-le apă. Nu, nimic altceva. Am terminat ospățul. Și ne plimbăm puțin. Dăm o tură pe aici pe lângă parc. După care mergem la mașină. Uite cât de interesantă e asta. Asta e o biserică, oare? Da, e biserică. Da. Aha. Hai să vedem. Dacă... A, da, cred că și pot să filmez, da, pot să filmez puțin. Eu am intrat acolo când au fost. E drăguț, mă. Mamă, dar ce frig e, frate. Da, s-a lăsat foarte frig. Zici eu că ceva de acasă. Da, să vă dau puțin aici ce putem să vedem. Aha, arată bine. Lemn, mult. Uite, tot felul de sculpturi. La piera el peñuz, la piera el lacabe. Păi, sunt undeva la vreo 15 grade, cam așa. Ți-e frig, Alina? Da. Nice. Nu mi-e frig. Eu cam intre de Mexic. De Mexic? Da. La gradele astea am stat în Mexic. În camera noastră preferată. Da. Bă, dar chiar e frumos pe aici. Da, e da, frumos, da, da. Frumos. Mamă și Alina, hai să-ți dimineață, să-mi iau ceva că o să-mi fie fric și am zis, ce să-ți iei mai nebunit, e cald acolo. Și ce, drept acolo când am urcat până sus era cald, că mergi și obosești, că te încălzești când urci, da? Dar acum eu am uitat că suntem lângă lac. Deci am uitat chestia asta. E un frig de... Mi-a spart. Și autobuzele de unde le luăm? A, de unde ne-a lăsat ăla? Tot de acolo? A, de aici. La stație. Ой, ты, что это?
Plătim la domnul. De a, 6.000 de persoane. Cum se spune, plătim direct la domnul. Da, exact, ca român. Deci nu mai plătim la casă, nu mai stăm nici 20 de minute. Foarte bine. Da, e mai bine, e mai spațios. Unde vrem noi? Nu știu, mă, eu mă pun aici ca să stea. Ia, hai să stăm aici ca să stea, pare asta mai mare. Suntem grupați. Ah, mamă, ce bine. Altceva, boss? Altă viață. A comandat Cezar, dar ce ai cumpărat, mă? A comandat un suculete, niște banane, o apă de gură, dar le-am comandat acum vreo 40 de minute de când eram în taxiul, de când ne-am suit în taxiul și de când cum ne-am sincronizat. Da, da, boss, frumos! Și câtă, mai știi cât ai plătit fiul? Sau cât e fiul ăsta? Undeva la vreo 18.000, adică, nu știu, 20 de lei. 20 de lei să-ți vin acasă. Da, dar chestia e că dacă îți faci cont rapid premium, plătești pe lună și nu mai trebuie să mai dai banii pe... Da, deci e convenabil aici să-ți vin acasă, pentru că dacă ieși până la mall să-ți iei ceva, pierzi 2 ore, chiar dacă mall-ul are 5 minute. Pierzi 2 ore pentru că e traficul foarte nașpa și pe lângă treaba asta e multă lume, frate, la mult. Se miște și greu. Exact, da. Asta îți vine acasă, nu e nicio problemă, dacă e făcut timing ca lume, e acasă. Am terminat ziua. 12 ore am stat pe drumuri astăzi. A fost interesant ceea ce am văzut. Obositor, dar am meritat. Suntem acasă. Alina este cea mai fericită pentru că acum va face o cadă de aia bună. Întorc sus. Să dau drumul la apă ca să intru în jacuzzi. Altceva? Eu nu mai așa călătoresc, eu altfel nu călătoresc. Decât cu jacuzzi? Da, doar cu jacuzzi. Cu Jack și Uzi. Cu Jack și cu Uzi. A fost frumos în doar date. Mi-a plăcut foarte mult view-ul pe care mi l-a oferit această stâncă. Și mi-a mai plăcut foarte mult mâncarea. Și plimbarea cu barca, de ce nu? Și Oveșelul. Acolo în Oveșel n-am avut, adică chiar nu aveam timp să stăm, pentru că trebuia să luăm pasul, să ajungem înapoi acasă. Recomandarea noastră ar fi, dacă ajungeți acolo în Ubatape, luați-vă măcar o zi cazare acolo, pentru că nu o să aveți timp să vedeți și să vă urcați și pe stâncă, să vă plimbați și cu barca pe apă și să vedeți și orașul. Cel mai bine ar fi să stați acolo o zi sau două. Noi, nu știm, poate o să mai ajungem până o să plecăm, că noi s-o tot mai bănăim pe aici, pe Columbia. Dar, na, nu știm sigur. Ok, asta a fost. Până în următorul vlog. Eu mă duc în jacuzzi. Și eu vă zic pa, pa.